pe el unde punem, că vreau și pe el imortalizat. De aceea îmi place New York așa de mult, pentru că e un oraș al surprizelor celor mai mari. Surprizele se pot întâmpla oriunde, oricând. Filmul tău este o operă de pionerat, asta este, nimeni n-a mai făcut. Filmul sau cum vrei, este o operă de pionerat. Din cauza asta ce faceți dumneavoastră e foarte important. Fiecare seară, aproape în fiecare seară, la ora 10, 10 și jumătate, încercam să prindem vocea Americii și Europa Liberă. Întreba pe tatăl meu, care e povestea cu Statuia Libertății? Și mi-a descris toată povestea Statuii Libertății, ce reprezintă, unde este, cum a ajuns să fie acolo și a fost atât de impresionantă toată povestea, încât în mintea mea s-a format deja, de mic copil, s-a format dorința de a reuși să vezi Statuia Libertății. Și au mai trecut încă 15 ani când am reușit într-adevăr să părăsesc țara și m-am trezit în avion cu destinația New York. Cel mai important lucru și cel mai impresionant lucru când am ajuns aici, înainte de a ajunge aici, a fost faptul că din avion am reușit să văd Statuia Libertății, ceea ce îmi doream de când eram copil. Eu, în general, eu nu planific nimica. Iau viața așa cum vine ea peste mine. Uneori ca o boare, alteori ca un uragan, alteori ca... Depinde, nu știu. Eu nu caut nimica, nu. Dar se întâmplă și lucruri bune. Adică viața, de fapt, e echilibrată.
cred. Nu, că asta este compromisător. A fost foarte grea adolescența pentru mine, pentru că am considerat că probabil am să mor fată bătrână. Țesăturile astea care n-au fost din capul locului, că am poze de copil, de bebe, și de la 5 ani și nu știu ce, eram cârnă și aveam o bărbiță rotundă, eram o drăgălașă. Și toată schimbarea asta, cu tremure, munți, voi, nu știu ce, s-a petrecut în jur de 11 ani, spre groaza mamei mele, în special, care ea știa, care o fetiță dulcică, și s-a trezit cu un mic monstruleț. Venirea în America, drumul cu avionul, pentru că ai pomenit, trecând oceanul, știi că e un zgomot al avionului, care, în care, nu știu de ce, eu auzeam pe Maria Tănase cântând lume, lume. În orice caz, a fost o strămutare, a fost, cum spun eu, nu o mutare, ci o mutație. Adică, înconjurată de o limbă necunoscută, de oameni necunoscuți, eu fiind chiar cu limba, adică asta fiind profesiunea, ca să zic așa, între ghilimete, fiind felul meu de a mă exprima în viață, prin limbă, prin limba română. Când să mă satur de tine, lume, soră, lume. Am pus-o pe hârtie pentru că mi s-a părut, nu din egolatrie sau din trufie, mi s-a părut că e reprezentativ și că poate ajuta oameni să se înțeleagă pe ei mai bine și datorită unei experiențe individuale ca a mea. N-am mințit în cartea asta, nici o silabă nu e inventată sau cosmetizată. M-am prezentat în goliciunea mea cu toate cușururile mele și sunt gata să-mi asum consecințele, nu mă încotro. Pentru mine, onestitatea e o trăsătură de caracter care e tija mea de platină a saturii mele umane. Pentru că greșelile le-am făcut de bună credință. Chiar și erorile le-am comis de bună credință. Și întrucât, cum spun de altfel, nu m-au interesat niciodată bunurile materiale. Deci, fără niciun profit, m-am expus. Așa. Nu, într-adevăr, ăsta era unul din lucrurile care m-a atras la comunism. Să nu depind de, să nu am rapacitate, să nu am pofte materiale și așa mai departe.
eram toată numai idealuri, idei, fumuri. Ah, ce să mai vorbim? Nu, și n-am fost niciodată bogată, dar în timpul Dej am trăit confortabil și parțial în timpul lui Ceaușescu, până și-a dat arama pe față. Dar drepturile de autor și așa mai departe, eu n-am trăit decât din scris. Am avut niște slujbe la revista de umor Urzica, la Rampa, la, mă rog, care mai erau mai...